Bună tuturor, ce mai faceți voi? Sper că vă simțiți minunat și aveți o zi excelentă. E bine, asta este clipul de mult promis. În clipul de astăzi o să vorbesc puțin cu voi despre AliExpress. Dat fiindcă sunt o expertă în a cumpăra pe AliExpress, am zis că ar fi cazul să fac acest clip. Fac un efort extrem pentru a vorbi, am gâtul foarte, foarte umflat, deci dacă mă simțiți puțin ciudată, sunt răcită, am gâtul umflat și de-abia pot să vorbesc, dar cum v-am promis de foarte, foarte mult timp acest video, am zis că este cazul să-l filmez. Și foarte, foarte important, am lăsat un articol pe blog foarte, foarte amănunțit, o să vă las un card chiar acum. Intrați și citiți-l pentru că acolo o să găsiți foarte, foarte multă informație. Eu poate omit în clipul de astăzi să vă spun ceva, dar acolo am scris toate ideile pe care vreau să vi le transmit. Deci citiți postarea. Să intrăm în pâine. Ce este AliExpress-ul? E bine, AliExpress-ul ăsta este un intermediar între noi cumpărătorii și diferiți vânzători de peste tot din lume. În general, 80% din vânzători sunt chinești, deci produsele vin din China, iar alaltă 20% sunt diferiți vânzători. Am văzut mai nou vânzători din Spania, Franța, Anglia, nu mai e mult până să apară și vânzători români pe AliExpress. Deci, în concluzie, AliExpress-ul este un intermediar între noi cumpărătorii și mii de vânzători. Este foarte important să țineți minte că puteți cumpăra de pe site, direct, pe calculator, tabletă ce aveți voi, sau puteți descărca aplicația pe telefon și puteți cumpăra și de pe aplicație. Eu recomand din suflet să folosiți aplicația și o să vă dau un pont. Este mult mai ieftin pe aplicație decât pe site când folosești direct site-ul. Acum hai să vorbim despre pașii care trebuie să urmăm toți când vrem să cumpărăm pe AliExpress. Suntem noi pe AliExpress, nu știm să cumpărăm. Cum cumpărăm de pe AliExpress? Bineînțeles, primul pas pentru a cumpăra pe orice site în lumea asta este să scrieți un cont. AliExpress-ul e foarte ușor de folosit, puteți folosi în engleză, franceză, spaniolă, ce știți voi mai bine. Eu folosesc spaniola pentru că o dețin mai bine decât engleza. Vă spuneam, alegeți limba în care vreți să vă apară AliExpress-ul. De moment română nu am văzut. Faceți-vă un cont, băgați decât datele care vi se cer strict, precum nume, adresă, un mail, o parolă. Dacă vi se cere card bancar și alte chestii, dacă vreți să le asociați, omiteți partea asta, treceți peste pentru că o să vorbim mai înainte ce și cum. După ce am făcut contul, trecem la căutat produse. Cum căutăm produsele? E foarte, foarte important să scrieți denumirea produselor în engleză. Dacă nu stăpâniți bine engleza, aveți traductorul de la Google, intrați acolo, puneți în română să vă dea în engleză și scrieți mereu ce produse căutați în engleză. Aveți șansa să găsiți mult mai mulți vânzători care vând acel produs, chiar foarte ieftin, și merită să puneți în engleză. Dacă puneți în română, nu cred că o să vă dea foarte multe chestii, deci mereu căutați în engleză. O chestie foarte importantă atunci când faci căutări. Dacă ai găsit obiectul ăla care ți-l dorești tu de mult timp, dar vrei să compari cu alți vânzători, deci nu ești hotărât că îl cumperi pe acela de la acel vânzător, nu-l pune direct în coșul de cumpărături. E foarte important pasul ăsta. Odată ce l-ai pus în coșul de cumpărături și nu ai efectuat comanda, să zic, în aceeași zi, vânzătorul ceea ce face este, prin surprindere, să mărească prețul. Deci, dacă găsiți un produs care vă place foarte mult, dar vreți să-l mai comparați cu alți vânzători sau, pur și simplu, nu aveți chef să faceți comanda acum, e foarte simplu, creați-vă o listă de dorințe și băgați-vă acolo toate produsele pe care vreți să le cumpărați pe viitor. Cum vă spuneam, mi s-a întâmplat de foarte, foarte multe ori să pun produsele direct în coș, să le cumpăr peste 4 zile și să văd că prețul era foarte, foarte umflat. Spre uimirea mea, cum se cumpără pe AliExpress? E foarte, foarte solicitată întrebarea asta. Cum cumpere Elena de pe AliExpress? Ei bine, după ce am căutat produsul care îmi trebuie, după ce am ales vânzătorul corect, o să ajungem și acolo, e bine, fac cumpărătura, adaug produsul care anteriormente l-am pus în lista de dorințe, acum îl iau și îl pun în coș și efectuez plata. Sunt diferite modalități de a plăti, card, transfer bancar, Western Union, Alipay, și cred că astea. Eu vă recomand mereu să plătiți cu cardul. E cea mai simplă soluție și cea mai corectă și mi se pare și cea mai sigură dintre toate cele care le-am menționat. După ce ați pus toate chestiile în coș și faceți plata, AliExpress îți dă opțiunea să salvezi cardul. Eu niciodată n-am făcut asta și nu vă sfătuiesc să faceți acest lucru, pentru că am auzit cazuri în care se folosește cardul fără acordul tău. Deci niciodată nu salvați cardul. Dacă nu salvați, totul este ok. Mereu când faceți o cumpărătură, introduceți datele, nu nicio problemă, petrecem un pic mai mult timp când ai introduce datele, dar nu salvați cardul niciodată. Și ceea ce vă recomand eu mereu e să aveți un card special pentru cumpărături. Nu știu, nu folosiți cardul în care vă băgați salariul, nu folosiți cardul unde strângeți voi bani. Faceți-vă un card special pentru cumpărături. Eu, în casa noastră, avem un card pentru cumpărături și un card unde strângem bani, să spun așa. Dacă se întâmplă ceva, nu sunt pierderi majore și nu stăm la cost la bancă să ne returneze banii și așa mai departe. Deci, eu vă recomand să aveți mereu un card de cumpărături, deși vă spun că cu AliExpress-ul nu am avut nicio problemă timp de 3 ani. De 3 ani plătesc cu cardul pe AliExpress și nu am avut niciodată probleme. Deci, din partea mea, totul este ok pe AliExpress. După ce ați rezolvat și treaba asta cu plata, să zicem că ați plătit cu cardul, imediat veți primi un e-mail de confirmare că plata a fost efectuată. Ăsta e-mailul ăsta vine de AliExpress și bineînțeles, dacă aveți articole de la diferiți vânzători, le puteți plăti toată odată sau pe rând. Eu mereu plătesc tot odată. Și bineînțeles, imediat după încep vânzătorii să-ți trimită mesaje ori de mulțumire, ori în ce stadiu se află comanda ta. De la fiecare vânzător vei primi câte un mail, deci să nu te sperii dacă primești, eu știu, 10 mail-uri, depinde câte articole ai cumpărat, de la câți vânzători ai cumpărat, așa vei primi și mail-urile. Nu-i nimic ciudat. Dacă nu înțelegeți ce vă este trimis, pentru că general se trimite totul în engleză, aveți, repet, Google Traductor, copiați și voi și puneți-l pe Google Traductor să vă traducă ceea ce nu știți. Nu intrați în panică, nu intrați pe grupurile speciale de AliExpress și stresați oamenii de acolo cu ce-mi spune ăsta. Copiați, intrați pe Google Traductor și o să aveți acolo soluția. De la cine cumpărăm? Altă întrebare. Care sunt vânzătorii buni la care trebuie să mergem noi mereu să cumpărăm de la ei? E foarte important să vă uitați la feedback-ul vânzătorului. Câte puncte are el, câte voturi are el, la câți clienți a vândut. De exemplu, ne place o pensulă, vrem să o cumpărăm. Intrăm, vedem în primul rând câte puncte are pensula aia, dacă lumea mai cumpără de acolo, după care citim comentariile lăsate de cumpărători ca și noi și bineînțeles ne uităm după poze. Asta e foarte, foarte important, să vă uitați după pozele lăsate de alți clienți. De asemenea, când primiți și voi pachetul, nu uitați să lăsați și voi poze, pentru că relația asta dintre noi, a clienților, este foarte importantă. Așa vedem și noi cum este produsul în realitate. Vă spuneam, trebuie să ne uităm la cât valorați are produsul respectiv, iar după intrăm în magazinul vânzătorului și vedem cât de votat este vânzătorul. Este foarte important ca o valorație a unui produs să fie între 4,5 și 5, asta este maximul, deci dacă are punctajul ăsta este super ok, iar vânzătorii sunt de diamant, de nu știu ce, în fine, o să vă las eu simbolurile pe aici, gradurile de cum sunt ei de valorați pe AliExpress. Cu cât mai multe voturi au, cu atât cresc și ei în audiența lor, nu știu cum vom crea treaba asta, dar o să vă las gradele pe aici pe undeva ca să înțelegeți la ce vânzător trebuie să cumpăr. Am cumpărat de la un vânzător, am plătit. Cum urmărim comanda? Odată ce am pus comanda pe AliExpress, AliExpress ne oferă niște secțiuni în care putem să vedem în ce stadiu este comanda noastră. În prim stadiu o să fie plătită, după care intră în secțiunea de așteptare a coletului. Nu știu dacă este și altă secțiune, acum nu vine minte, o să vi le pun pe aici exact cum se situează ele în AliExpress. Și acolo, în așteptarea comenzii, o să vezi când a fost trimis, pe unde este, dacă se află în țara ta, dacă a ajuns la poșta de care aparții și așa mai departe. Deci, AliExpress-ul îți oferă o mulțime de oportunități să vezi exact în timp real unde este pachetul. Să trecem la partea cea mai interesantă a acestui clip. Vorbim despre livrare și primirea pachetelor. Partea cea mai nasoală a tot ce înseamnă AliExpress, livrarea, primirea. Întârzie foarte mult, care înțelegem, este din China tot ce vine, deci trebuie să îndurăm ca o săptămână, două până ne ajung comenzile. Faza e când te mai întâlnești și cu poșta română și mai întârzie și pe acolo o lună, că așa este frumos. În general, pachetele ajung la destinație între o săptămână, maxim două. Atât fac din China până în România, eventual Spania. Eu în 2 săptămâni am cam toate pachetele acasă. Foarte, foarte rar mi s-a întâmplat să întârzie o lună sau mai mult, foarte rar, să zic 3-4 comenzi maxim. În general, în 2 săptămâni sunt acasă. În România ar fi aceeași perioadă, însă poșta română, nu știu ce se întâmplă cu ea, am văzut și pe la televizor, nu știu ce se întâmplă cu poșta română, pachetele întârzie la poșta română foarte, foarte mult timp. Cert este că trebuie să vă înarmați cu foarte, foarte multă răbdare când vine vorba despre AliExpress. 99% din coletele care vin din China ajung la oficiul poștal de care aparțineți voi, iar restul ajung la poșta vamală. În principiu, așa ar trebui să vină. Depinde cum aveți noroc, deci aici nu ține de AliExpress, nu ține de vânzător, ține strict de poșta română. Unele ajung la poșta vamală, altele nu. Dacă ajung la poșta vamală și trec peste 10 euro, încep să te ia la întrebări, că ce ai în pachet, uneori te pui să îl desfaci, birocrație și birocrație. O să vă las mai multe chestii pe blog, că nu vreau să mă lungesc aici cu această temă. Deci depinde cum aveți noroc să picați. Ori să vi-l aducă direct acasă, care asta ar trebui să fie peste tot. Eu toate coletele le primesc acasă. Deci rare ori mă duc la poștă după un colet dacă nu sunt acasă. În rest, toate coletele ar trebui să ajungă acasă, dar cum sistemul e cum e, ce-ți faci? Mai mergem și pe la poșta vamală, mai mergem și pe la oficiu poștal, că așa e frumos, corect, da, ce să faci? Poșta română, dacă depășești valoarea de 10 euro, plătești TVA-ul. Dacă depășești peste 150, vei plăti și taxe vamale. În general, chinezii sunt foarte deștepți și niciodată nu pun prețul real al produsului pe ambalaj, mereu pun mai puțin decât se cere la vamă. Deci nu vă temeți prea mult în această privință, că în cele mai multe cazuri nu se plătește absolut nimic la poștă. Dar este posibilitatea să aveți norocul să plătiți, pentru că da, asta e poșta. Acum să vorbim despre protecție. Cum știm noi că pachetul ne ajunge, odată ce am efectuat plata, etc. Cum vă ziceam, AliExpress e un intermediar. Cine oferă asta? Garanția că noi vom primi produsul, iar vânzătorului îi oferă garanția că va primi bani. Ce face AliExpress-ul este să țină banii care noi am plătit pe un anumit produs până când nouă ne ajunge produsul. Odată ce nouă ne-a ajuns produsul și am confirmat primirea lui, imediat AliExpress-ul îi dă banii vânzătorului. Până atunci nu-i dă nimic. Că, de exemplu, poate pachetul nostru se pierde și noi o să deschidem o dispută și AliExpress-ul trebuie să ne dea banii înapoi, pentru că cele mai multe cazuri așa se face. În general, vânzătorul dă o perioadă de livrare între 30 și 60 de zile, ceva de genul. Tu trebuie să fii foarte, foarte atent la această perioadă. Când vezi că e aproape de terminare, trebuie să deschizi o dispută, așa vei primi banii înapoi. Dacă nu ești atent să deschizi o dispută, risci să pierzi banii. Am pierdut și eu banii din neatenție, deci foarte mare atenție la câte zile vă dă vânzătorul. Cu câteva zile înainte de expirare, intrați și deschideți dispută dacă nu vă ajung produsele acasă, bineînțeles. Ai primit comanda, ai și tu ca obligație să intri și să confirmi primirea ei. Bineînțeles, imediat îți dă să dai un feedback înapoi vânzătorului, să spui întregului popor cum ți-a mers ție cu vânzătorul ăla, ceea ce este foarte important să faceți, pentru că ne ajută pe noi ceilalți cumpărători și le ajută și pe vânzător ca să crească în audiență pe AliExpress. Bineînțeles, dacă ai luat pachetul și ai probleme cu el, nu știu, ți-a venit total altceva decât ai cerut, produsul a venit rupt, bineînțeles te pui în contact cu cei de la AliExpress, bineînțeles o să-și ceară poze sau mai știu eu ce alte chestii și ei te rezolvă, nu e nicio problemă din acest punct de vedere. De exemplu, mie mi-a venit un inel rupt, am trimis poză la AliExpress și imediat mi-au returnat bani. Deci când vine vorba că ai probleme cu pachetul, nu se pune problema, dacă totul este așa cum spui tu, deci nici să minți, să nu fii așa, AliExpress-ul îți dă întotdeauna banii înapoi. Acum să vorbim despre produsele care se vând pe AliExpress. De cel mai multe ori primesc comentarii că acolo se vinde fake-uri, că acolo nu știu ce. Fraților, nu puteți să intrați pe AliExpress să găsiți un ruj de la MAC cu 1 euro sau un Samsung nu știu ce număr la 50 de euro. Este imposibil lucrul ăsta, e și normal că e fake. Deci primul lucru la care te gândești când un ruj MAC în realitate costă 19 euro, chiar 21, depinde de țări, Nu poți să-l cumperi la 1 euro, este imposibil, deci clar e fake. Tot ce înseamnă mărci renumite, mărci scumpe, tot ce se caută în ziua de astăzi, mărci, totul pe AliExpress un fake-uri, deci nu o să găsiți niciodată originalul. Chiar dacă găsiți un ruj MAC care costă 21 de euro, nu este original, dați banii pe el degeaba. Tot ce găsiți pe AliExpress, mărci renumite, sunt fake. Eu în general cumpăr orice, deci de toate cumpăr pe AliExpress. Cosmetică coreană, chineză, ce mai cumpăr? Am cumpărat haine, accesorii de toate felurile. Am un haul să vă arăt cu haine de pe AliExpress. I-am cumpărat Alexei o grămadă de haine de acolo, deci o să vă arăt în curând un haul. Am zis întâi să filmez asta și după aia vă filmez și haul-ul. Ștefan, soțul meu, își cumpără fel și fel de unelte, eu pentru unghii, fel și fel de nebunii. Tot ce vă puteți imagina găsiți pe AliExpress. Calitatea produselor care le cumpărăm pe AliExpress depinde cum ai norocul. De exemplu, eu am avut ocazii când am găsit produse foarte ieftine, gen, nu știu, o poșetă la 3 euro de o calitate excepțională și au fost dăți când am dat 5 euro și mi-a venit cea mai nașpa poșetă ever în viața. Deci țin să vă reamintesc, fiți foarte atenți atunci când cumpărați anumite produse care vă plac, să vedeți poze cu ele în realitate. Îi pun o poză principală, tare drăguță, tare frumoasă, dar cele mai multe cazuri nu se aseamănă cu ceea ce primești acasă. Din acest motiv, fiți foarte atenți la pozele lăsate de alți cumpărători. Mereu căutați vânzătorii ăia care au poze în comentarii la produsul pe care voi vi-l doriți foarte mult. Aș vrea să rețineți câteva lucruri foarte esențiale atunci când vreți să deveniți cumpărători AliExpress. Punctul numărul 1. Fiți foarte atenți pentru că de cele mai multe ori vânzătorii au cupoane de reducere, coduri de reducere pe care le puteți introduce atunci când faceți plata și vă puteți economisi câțiva bănuți. Punctul numărul 2. Treaba cu cumpăratul și salvatul în lista de dori. V-am spus, dacă vă place un produs foarte mult, dar nu sunteți decizi că vreți să-l cumpărați, nu îl băgați direct în coș, pentru că v-am spus, vânzătorul, dacă vede că nu îl cumpărați imediat, vrea să vă păcălească într-un anumit fel și a doua zi sau a treia zi mărește prețul, tu fără să-ți dai seama că a mărit prețul, îl cumperi cu un preț mai ridicat. Deci mereu produsele care vă plac le salvați în lista de dorințe, iar mai apoi când aveți voi timp și chef le cumpărați. Numărul 3. Comandați mereu de la vânzătorii care au note foarte mari sau cel puțin măricele. Comandați produsele alea care au valorări înalte, v-am spus 4,5. 5 e cel mai bine, asta e un lucru foarte important. Apropo de mărimi, mai să uit, tot ce vine din China nu se potrivește cu mărimile noastre. Chinezoacele sunt foarte mici, de înălțime, la mâini, peste tot. Foarte important, intrați în descriere, măsurați-vă și după cereți-vă mărimea corectă. Eu, de exemplu, trebuie să-mi cer în general un XXL pe AliExpress. Nici de cum el comportă în mod normal. Deci mereu măsurați-vă, iar după cereți ceea ce vă trebuie. Foarte important asta. Nu știu cum am putut să trec peste. De cele mai multe ori produsele ne vin acasă și nu ne vin. De simplu motiv că n-am intrat în descriere, n-am citit descrierea produsului, nu ne-am măsurat corect. Acolo vine un tabel, de cele mai multe ori încă stau cu descriere a fiecărui produs, vine un tabel cu măsurătorile. Ce ți se potrivește ție, te măsori frumos și vezi ce măsurători ți se potrivesc și așa îți ceri mărimea perfectă. Deci nu aminteți lucrul ăsta, e foarte important. Altă chestie foarte importantă de reținut, dacă produsul nu vă ajunge, nu vă temeți, nu ați pierdut banii. Faceți lucrurile cum v-am spus, deschideți o dispută în timpul corect și banii vă vor fi returnați. Deci nu trebuie să vă panicați, am cumpărat de pe AliExpress, au trecut 30 de zile și mi-a venit produsul. Intră, deschide o dispută înainte să ți expire timpul și totul va fi ok. Banii vă vor fi returnați. Foarte important de reținut, căutați produsele în engleză. Insist pe treaba asta pentru că e foarte important. Găsiți mult mai mult vânzători, cum v-am spus, găsiți mult mai multe prețuri de unde puteți alege, deci mereu scrieți ceea ce căutați în engleză. Iar ultima chestie care vreau să o notez în clipul ăsta, cumpărați de pe AliExpress, înhămați-vă așa cu multă răbdare. Trebuie să aveți multă răbdare pentru a primi pachetele. Știu că noi femeile în general suntem nerăbdătoare, cred că ființa umană, specia umană e făcută de așa natură că n-are răbdare. Cum ai comanda, vrei să-ți fie pachetul la ușă. În schimb, AliExpress se cam joacă cu răbdarea noastră. Trebuie să vă înhămați, cum v-am spus, cu multă răbdare când faceți comenzi pe AliExpress. În concluzie, mie AliExpress îmi place foarte mult. Fac foarte multe comenzi, chiar dacă nu vă arăt aici pe canal. Nu știu, nu am crezut că vă interesează tema asta, dar de acum încolo cam tot ce o să cumpăr, o să strâng așa toate produsele și o să fac haul-uri. De exemplu, am un haul pregătit pentru Alexa, trebuie să-l filmez. Am comandat o grămadă de hăinuțe tare drăguțe de pe AliExpress și la preț foarte bun, deci dați spre aproape, pentru că o să urmeze un haul cu hăinuțe de pe AliExpress. Eu am avut parte de tot felul de experiențe pe AliExpress. Primele experiențe au fost negative pentru că nu mă uitam la chestii, că trebuia să mă uit la feedback-uri, la poze, în comentarii și mi-ajungeam produsele aiurea, mărimile aiurea. Bineînțeles, am avut probleme cu multe pachete. De exemplu, am avut pachete care mi-au ajuns în 7 zile, miraculos, și au fost pachete care am deschis dispută pentru că nu mi-ajunseseră, iar după 3 luni mi-au ajuns acasă și banii mi returnase. Deci, sunt mii și mii de posibilități, depinde cum ai norocul în viață cu AliExpress-ul. Am trecut prin de toate cu AliExpress-ul, de la dispute, vânzători nașpa, vânzători foarte amabili. Cam atât am avut să vă spun astăzi, nu știu. Împărtășiți experiențele voastre cu AliExpress-ul în comentarii, să ne luăm așa idei una de la alta. Îmi place tare mult să vă citesc, deci lăsați experiențele voastre cu AliExpress-ul în comentarii. Dacă mai aveți ceva de adăugat la clipul și la postul meu, tot așa, lăsați în comentarii ce ați mai avea voi de adăugat și cam atât. Eu sper din suflet că v-am putut ajuta cu informațiile astea. Dacă este așa, nu uitați să dați voi un like și foarte important, dați share acestui clip să-l vadă cât mai multă lume interesată de AliExpress și tot ce ține de AliExpress, nu știu, grupuri de Facebook, prietenii voștri, dați share ca să-l vadă cât mai multă lume, să înțelegem odată pentru totdeauna cum stă treaba cu AliExpress-ul. Dacă nu ești abonat încă, salut, sunt Elena, dacă e prima oară când mă vezi, nu uita să te abonezi, aici un buton, unde scrie abonează-te sau subscribe. Abonează-te, așa nu vei pierde niciun clip de-al meu. Vor veni o grămadă de haul-uri AliExpress, dacă asta te interesează. Puteți cu descriere, ca de obicei, o să vă las sigur că te toate rețelele mele de socializare, unde postez zilnic de altfel. În continuare am să vă las cu alte clipuri de-ale mele, o să le las pe aici pe undeva, magie! Dacă m-ați urmărit până aici, vă mulțumesc din suflet că m-ați suportat cu vocea care o am astăzi. Eu vă păcesc step, ca de fiecare dată și ne vedem, dragilor, în următorul clip. Mua!